urmează ca pe data de 27, împreună cu avocatul ales, domnul Dinu Marin, să vină la audieri. Care e acuzația, infracțiunea? Păi, deocamdată infracțiunea e cea comună pe 439, ca și toți ceilalți, dar pe situația de litera G, am înțeles. Adică vătămări corporale, psihice, chestiuni din astea inventate. Poftiți? Dumneavoastră ați spus la un moment dat că ați fost victima mineria, deci că ați ajutat la redeschiderea dosarului. Cum vă regândiți acele declarații în contextul în care sunteți suspect pentru crime împotriva umanității? Nu e crime împotriva umanității. Ceea ce spuneam înainte nu sunt una crime. Cred că e vorba, da, nu era denumită așa, așa era la 1990. Acum e altfel denumită. Deci vă rog să nu mai vorbiți lucruri care nu le știți. Înțelegeți. Dar revenind, încă o dată, e absolut normal și consider că s-a procedat corect de către parchet în ideea că, având calitatea de lider al minerilor din Valea Jiului, să am calitate ca toată lumea în fază incipientă de, cum am zis, suspect. Dar, încă o dată repet, noi vom depune probele de la dosarul de la CEDO, pentru că eu sunt parte la CEDO. Deci eu, repet, am fost unul dintre cei trei care am declanșat această acțiune. Noi am declanșat-o. Doru Măriești, Marin Stoica și Miron Cosma. Am prezentat la televiziune, chiar nu s-a văzut la televiziune, B1 TV aici, chiar ieri am prezentat la B1 TV actul de la Strasburg. Cine 13-15 iunie 1990. Păi de asta vorbesc și eu. Păi la CEDO e vorba de 13-15 iunie 90. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Deci nu este adevărat, nici măcar acest lucru nu mi se impută. Repet. Păi eu n-am cum să vă spun acum date din anchetă. Urmează ca pe parcurs să dacă apar elemente noi, repet, să vi le transmit. Dar deocamdată n-am ce vă, n-ați înțeles. Eu marți voi da o declarație împreună cu avocatul meu. Deci încă o dată, am spus-o de 11.000 de ori. Nu înțeleg, sau sunteți alte televiziuni, sunteți televiziunile la care am vorbit până acum în permanență. N-am spus-o în permanență. Deci a fost un grup organizat și atenție, nu sunt de acord, pentru că nu toți cei care sunteți aici sunt la fel, nici minerii nu sunt la fel. Și nu o să fiu niciodată de acord să puneți o anatemă pe 63.000 de mineri câți erau în 1990 în Valea Jiului. Ori, dacă au venit aceia să răspundă, au venit conduși, repet, de autoritățile conduse de Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu și, bineînțeles, coloneii din servicii care chiar în iunie 90 au fost acolo. Și, bineînțeles, ministrul Ajun Burlec de la Mina Ninoasa, Nicolae Cămărșescu, securistul, care ei știind că nu o să reușească niciodată cu mine, care, din câte știți, v-am prezentat unora și comunicatul pe care Liga Sindicatelor Minere Valea Jiului l-a dat în iunie 90 și nu văd că unele televiziuni nu vor să-l dea, pe care l-a citit Maria Munteanu că minerii nu vor veni împotriva pieții universității. De ce nu dați acest lucru? De ce nu dați adevărul? Ori, aceasta a fost poziția lui Miron Cosma. Da. Iar Miron Cosma, repet, n-a venit nici cu primul tren, nici cu al doilea tren. A fost adus în ultimele patru vagoane de către gașca securistă al lui Nicolae Cămărășescu, cu japca am fost adus. Am luat bătaie în fața primăriei și eu și primarul Kleibel Wilhelm la ora aceea. Stimată domnișoară, la momentul acesta, parchetul nu face altceva decât procedural să respecte legea. Repet încă o dată. Eu deocamdată, poziția mea poate fi pur subiectivă, eu mă consider nevinovat, repet, și n-am spus eu, a spus-o CEDO. Dar nu pot și nu e normal ca și Miron Cosma să nu fie anchetat ca toți ceilalți, legal și într-un echilibru procedural. Poziți? Ați lovit pe cineva? Nu, sub nicio formă. Nu există nicio probă de-a lungul vremii. Nu există nicio reclamație de-a lungul vremii împotriva mea. Nu, dar nu, eu am fost lovit. Eu am luat bătaie din cauza lui Marian Munteanu în piața universității și știți, în 2005, când am ieșit din închisoare, Marian Munteanu a spus pe realitatea că eu i-am salvat viața în piața universității. Și eu eram îmbrăcat civil. Nu eram îmbrăcat mine. Și eu i-am salvat viața atunci și lui și lui, dacă mi-aduc aminte, Gheorghiu și mai era o domnișoară studentă, nu mai știu cum. Dar cine v-a bătut pe tine? Păi minerii. Minerii. Dar vreau să vă zic un lucru. Acum. Vreau să vă zic un lucru.
Deci eu nu vreau să mă credeți pe mine. Cine sunt inculpați în dosar? Armata, internele și serviciile, nu? Iată minerii. Iată minerii care au făcut ce au făcut. Minerii care au spaliga studenților și facultatea de drept, adică armata. Minerii care l-au bătut pe Marian Munteanu și au distrus la universitate și la arhitectură, adică serviciile, Măgureanu, și miliția care i-a împușcat pe aia în piața universității și i-a bătut cu bestialitate și i-a arestat și i-a dus pe la tot felul de aresturi. Cine e principalul vinovat? Ion Iliescu, am spus-o și o repet. Tovarășul Ion Iliescu. Nu am vorbit acum cu domnul Viorelene, dar dacă vrea, îi stau la dispoziție oricând să stăm de vorbă. Sigur, n-am nimic împotrivă. Numai că domnul Ene, încă o dată, din păcate, o spun cu toată responsabilitatea, minte. Adică, prima dată l-au bătut minerii pe 13 iunie 90, la ora 8 în gura de metrou, după ce Miron Cozma a demontat 13 iunie, nu? Știți că nu mai există 13 iunie cu mineri și minerii au venit pe 14 iunie. Domnul Ene spune că pe ei l-au bătut minerii în gura de metrou pe data de 14 la ora 8 dimineața. Minerii de la Lone, știți că eu sunt de la Lone. Dumnezeu, la ora 8 dimineața minerii erau pe drum, că au ajuns la ora 11 și deci au plecat din gara de nord. Deci toți minerii după ce ați mâncat dumneavoastră bătaie, ca să fiți forțați să-i angrenați pe toți în București. Nu e adevărat, ce angrenaj este, ce vorbim? Nu e vorba de mineri. Deci încă o dată, n-ați înțeles că inculpații sunt armata, internele și serviciile. Miron Cozma, nu pare rău. Băi, e teamă că vă veți întoarce la închisoare, domnule Cozma. Nu mi-e teamă mie de cât de Dumnezeu. Vă ați venit la București atunci? Nu e adevărat, e o minciună sfruntată. Deci încă o dată, de ce nu dați realitate? Ia dați, vă rog, ia cereți TVR-ului să vă dea comunicatul lui Miron Cozma citit de Marian Munteanu în piața universității, ca să vedeți adevărul. Dar de ce am văzut minionii, domnule? A vorbit domnule Miron Cozma. Da, de ce au venit? Dacă acum nu contestați că au venit minerii în București? Îl veți afla la finalul anchetei când va judeca Curtea de Apel, sigur. Păi, dar eu vi l-am spus, dar dacă nu l-ați înțeles de ani de zile și vă că repetați aceleași tâmpenii. Da. Păi ba da, v-am lămurit, dar voi nu vreți să pricepeți. Da, este vinovat cu toți acoliții lui, cu Roman, cu toată. Păi care toți minerii, domnule, n-au zis că erau 63.000? Cei care au venit, păi vorbiți prostii încă o dată, nu mai puneți anatema pe toți minerii. Pentru că minerii sunt oameni cinstiți și muncesc cinstit. Gata, am terminat. Deci astea sunt poveștile voastre. Păi nu, așa a spus, există înregistrare, înregistrare documentă. Deci nu, sunt înregistrări. Minerul ăla, cu ghilimele de rigoare, ăla care vorbește de ce s-a găsit la sediile partidelor, înțelegeți? Nu l-au zis pe securist cum îi spuneți ce să spună? Nu l-au zis? Ascultați înregistrarea. Și unul, nu e miner de Valea Jiului, vă spun eu. Și dacă vreți, vă spun de unde e. Din Comănești, din Moldova. Înțelegeți? Că l-am depistat. Dar am să vă fac o surpriză. Am spus, voi depune cât de curând un act pe care un presul la Congregație Dominicană, Jean Balot, care a venit sub egida drepturilor omului în 1990 și care prin grija personală Marian Munteanu și prorectorul Constantinescu la vremea aceea a fost cazat la Facultatea de Geografie. Mie în luna iulie mi-a trimis o hârtie în care spune că sediul la Liberali a fost parte de Dinu Patriciu și v-am mai spus asta, iar sediul la Țărăniști a fost parte de Ion Puiu.